Câțiva pescari au văzut în această dimineață că peștii plutau la suprafața apei. Dezastrul era vizibil pe o distanță de un kilometru. Localnicii au fost imediat avertizați de pericol, mai ales că aceștia obișnuiesc să își aducă animalele în această zonă la păscut. Ce credeți că s-a întâmplat, de fapt, la Baltea? Probabilități sunt multe. Undeva o stație de epurare, poate mai la deal. Nu e rău să încercăm să vedem la 2-3 km mai la deal, să vedem dacă e pe aceeași zonă, dar cum e pe aproape pe aici. Credeți că e bun de mâncat așa? Eu n-aș îndrăzni. Eu sunt pescar, mă mai duc o undiță, mai... dar nu. În felul ăsta nu se poate mânca. De unde poate să vină... Deși oamenii cred că peștele ar fi putut muri din cauza unei poluări, ei nu exclud posibilitatea scăderii nivelului de oxigen din apă din cauza stației de pompare din vecinătate. Când ați văzut dumneavoastră pești morți? Ieri a fost. Ieri pe la 11 și ceva, 12. Dimineața, noaptea? Ziua. Da, și umblau băieții cu gheoagele, lovea, mai mișca oricum. Era cu gurile căscate pe deasupra, mișca, adică peștele... Era și pește mare? Da, a fost pește. Știu că la un kilogram, un kil jumate. De unde l-ați luat pe ăsta? De aici, din Baltă? Din apă, deci. Mort. Au fost anunțate și autoritățile care au trimis echipe în zonă pentru a preleva probe. Știu că asta, dople. Știu? Ăștia știu că dăm. Și oxigenul ce spune? Era undeva la 6. Specialiștii au ridicat mostre de apă, dar și câțiva pești. Probele urmează a fi analizate în laborator în următoarele 2 zile.